Invităm acum, stimați prieteni, ansamblul etnofolcloric din satul Dăncei, intitulat foarte frumos Alină Tedor, director artistic, domnul profesor Petru Spitcaru. Observăm că tradițiile etnofolclorice sunt fără îndoială pitorești, manifestări folclorice, mari spectacole, ce cuprind semnificații asupra omului și a relațiilor lui cu natura și divinitatea. Totodată, aceste tradiții exprimă concepțiile unei populații de agricultori și păstori, cunoscători profunzi ai ciclului vegetației și a riturilor străvechi și a practicilor agrare. Vă mulțumim mult și în continuare vă dorim succes! Ansamblul etnofolcloric de Alină Tedor din Dăncei, director artistic, domnul profesor Petru Spitcaru. Bine ați venit! Vă dorim succes! Primiți colinda! Aprindeți lumine și deschideți porțile, că am venit cu sol domnești, gazdă bună, ne primești? Sculați, sculați, gospodar, florile d'albe de măr dulce, florile d'albe de măr dulce, că vă vin colindător, florile d'albe de măr dulce, florile d'albe de măr dulce, noaptea pe la cântător, florile d'albe de măr dulce, florile d'albe de măr dulce, tindeți masa în toată casa, florile d'albe de măr dulce, florile d'albe de măr dulce, peste masă grâu revasă, florile d'albe de măr dulce, florile d'albe de măr dulce, peste masă grâu revasă, florile d'albe de măr dulce, florile d'albe de măr dulce, plata pentru colindat, florile d'albe de măr dulce, florile d'albe de măr dulce, colacul de grâu murat, florile d'albe de măr dulce, florile d'albe de măr dulce. Pogorita, pogorât, pogorita, pogorât, Dumnezeu și Petru Sfânt, Dumnezeu și Petru Sfânt, în mijlocul satului, în mijlocul satului, la casa bogatului, la casa bogatului, bună seara, om bogat, bună seara, om bogat, gata-i cina de cina, gata-i cina de cina, cina-i gata pentru noi, cina-i gata pentru noi, dar nu-i gata pentru voi, dar nu-i gata pentru voi. Pogorita, pogorât, pogorita, pogorât, Dumnezeu și Petru Sfânt, Dumnezeu și Petru Sfânt, la marginea satului, la marginea satului, la casa săracului, la casa săracului, bună seara, om sărac, bună seara, om sărac, gata-i cina de cina, gata-i cina de cina, cina-i gata puțuntea, cina-i gata puțuntea, hai poftiți și voi la ea, hai poftiți și voi la ea. Pogorita, pogorât, pogorita, pogorât, Dumnezeu și Petru Sfânt, Dumnezeu și Petru Sfânt,
cuvintează, casa care se urează, lugușor cu patru boi, lugușor mâna de noi. Mânați plăcări! În această seară de Sfântul Vasile, să vă fie gospodar de bine! Ia lipiți-vă de petele și ascultați vorbele mele! Până când am sărat, mulți boieri am deșteptat! Am țigan și bani au dat! Numai un țigan șchiop și buzat a scus banii sub pat! Că nu vrea să ne plătească, că așa-i moda țigănească! A noi de sub coastă l-am luat, încercat l-am băgat și în nas l-am dat! Auzi, băi, țigane șchiop și buzat, să-ți scoți banii, că vor veni băcăie la vrat! Roată, mă! Bucurați-vă îndată! Eu vă cumpăr
moarte, că sunt negustor de pești și îmi trebuie bana ei. 2000 de lei să-mi dai și o baniță de mălai. Eu îți dau 1000 de lei și o baniță de mălai. Chem țigancă vrăjitoare să-mi pună capra pe picioare. Artistic, domnul profesor Petru Scripcaru, vă mulțumim mult! Au evidențiat rolul țigăncii în comunitate, în cadrul unei tradiții, dar și funcția de vindecare a descântecului. Foarte frumos! Astfel, stimați prieteni, prin dialogul sacru cu divinitatea și profan, cu întruchipările mitologice, în cultura românească, asigurăm existența arhaicului, a riturilor străvechi, este aurul Daciei în tradițiile noastre.